Ia să vedem dacă. Vedem dacă. Da, bună seara. Suntem la a doua conferință. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care dau o mână de ajutor pentru a susține aceste conferințe și pentru a putea pune în dezbatere publică robia sau sclavia romilor în țările române. Așadar, mulțumesc încă o dată celor care susțin aceste conferințe, dr. Magda Matache, profesor universitar dr. Marius Turda, dr. Petre Petcuț și dr. Bogdan Chiriac. Mi-aș dori ca pe viitor poate chiar să lărgim formula aceasta și să găsim și alți oameni care să sprijine această inițiativă frumoasă, o consider eu, prin care ne dorim să ajungem pe de o parte la publicul de specialitate, iar pe de altă parte ne dorim ca aceste informații, bineînțeles, să ajungă și la publicul larg, pentru că suntem convinși că aceste informații sunt puțin cunoscute și în general, ca să spun așa. Moderatorul din această seară va fi Magda, așa că Magda, te invit să preiei practic frâiele acestei conferințe și să ne bucurăm de prezentările care vor urma. Mulțumesc tare mult, Nicu. Bună seara, dragi colegi și drage colege. Vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi la acest webinar sau conferință intitulată Proiecte aboliționiste și măsuri de integrare sau asimilare a romilor după dezrobire. Așa cum zicea și Nicu, numele meu este Magda Matache și sunt directoarea programului de studii rome de la Universitatea Harvard din Statele Unite. Și în această seară am onoarea și plăcerea să moderez o discuție importantă. Și când spun importantă, nu spun numai din prisma subiectului pe care o să încercăm să-l abordăm, dar și datorită experților care au acceptat invitația la acest eveniment. Vorbesc despre istoricii Bogdan Chiriac, Petre Petcuț și Marius Turda și despre sociologul Adrian Nicu Furtună. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Acest eveniment este organizat de către Centrul Național de Cultură a Romilor, Romano Care, și așa cum spunea Nicu, este parte dintr-o serie de conferințe organizate în cadrul unui program numit Romano Rodipe, Studiul Istoriei Romilor, Noi Direcții de Cercetare. Practic, evenimentul de astăzi continuă conversațiile noastre din iunie, când noi, în același format, cu Nicu Furtună, moderator atunci, ne-am uitat la sclavia romilor din țările române mai mult din perspective comparative. Și aș vrea să reamintesc, dacă îmi permiteți, temele discuțiilor, în cazul în care unii dintre dumneavoastră vreți să vedeți sau să revedeți înregistrarea, dar să și înțelegem și să plasăm conversația de astăzi în relație cu acel moment, în relație cu acea conversație. Bogdan Chiriac a vorbit despre sclavia romilor din țările române, în special de... Da, îmi cer scuze că te întrerup, cred avem o problemă, deci mie mi-apare că suntem live. Eu când intru pe Facebook-ul meu, suntem live, colegii mei de la Centrul de Cultură îmi comunică că nu suntem live. Suntem live că... pentru că și pe am verificat și eu pe Facebook-ul meu și și pe pagina Centrului Național de Cultură. Deci suntem pe pagina. Suntem, da. Și suntem live de pe pagina Centrului Național de Cultură. Așa am văzut și eu, dar îmi cer scuze. Nicio problemă, da. Să-mi spui dacă continui sau dacă vreți să mai clarificăm. Dar mie mi-apare că suntem live. Nu știu cum se folosește.
Și mie la fel îmi apar. Eu zic să continuăm pentru că s-ar putea să mai... Da. Facebook-ul meu, suntem live. Colegii mei... E în regulă, Nicu? Da, mie mi-apare că suntem live. Putem... A, uite, am reușit de pe telefon. Ela Giurgea. Ela Giurgea. Ok. Ok. Scuze, iartă-mă, Magda. E nicio problemă, încerc să-mi adun gândurile. Ziceam că... Că Bogdan Chiriac a vorbit despre sclavia romilor din țările române, în special despre locul și rolul sclaviei în sud-estul Europei în epoca medievală. Practic, Bogdan a propus să vedem robia ca pe o variantă locală și specifică a fenomenului global al sclaviei și prezentarea lui ne-a dus în direcțiile astea, cumva o discuție de la local la global și legăturile dintre cele două. Apoi Petre Percuț a propus o abordare comparativă a sclaviei din țările române și a sclaviei din coloniile franceze. Foarte interesant și mie mi se pare că Petre este la momentul ăsta într-un spațiu care îi permite să se uite la cele două tipuri de sclavie și să extragă elementele specifice, dar și cele care merită comparații. Apoi, Marius Sturda a vorbit despre umanitatea romilor care au fost forțați de către români în sclavie. Iar eu am discutat despre justiție reparatorie tot dintr-o perspectivă comparativă, plasând practic justiția reparatorie pentru sau în cazul sclaviei romilor în școlile de gândire globale despre justiție reparatorie. Astăzi eu voi prelua rolul de moderator, astfel încât să creăm spațiu și pentru Nicu Furtună să ne prezinte câteva elemente din cercetarea lui despre sclavie. Și aș spune că cercetarea lui este pentru mulți dintre noi, pentru cei care îi urmărim munca, absolut fabuloasă și necesară, și sperăm să vedem cât mai multe articole și cât mai multe cărți publicate ca să putem să continuăm și noi și să adăugăm la ceea ce el spune. Așadar, astăzi avem patru prezentări. Vom începe cu Bogdan Chiriac, urmat de Petre Petcuț, Nicu Furtună și apoi Marius Sturda. Fiecare dintre ei va vorbi pentru maxim 12-15 minute, astfel încât să ne rămână cel puțin 30 de minute pentru întrebări și comentarii de la cei care ne urmăresc. Acum câteva cuvinte despre Bogdan Chiriac. Bogdan este un cercetător independent din Iași care lucrează în domeniul istoriei moderne și contemporane a României. Bogdan și-a finalizat doctoratul în istorie comparată la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta în 2017, dacă nu mă înșel. Bogdan a fost implicat în multe proiecte de cercetare despre Holocaust și despre istoria romilor din România. A petrecut și o perioadă de timp, dacă nu mă înșel, la Muzeul Holocaustului din Washington DC. Iar prezentarea lui de astăzi se numește Proiecte și măsuri aboliționiste în Moldova, în epoca regulamentară. Bogdan, bine ai venit! Ai cuvântul! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Se aude în regulă? E ok? Da. Este o plăcere să mă aflu din nou în compania dumneavoastră și în următoarele 10 minute, sper, nu mai mult, aș dori să prezint un proiect de emancipare a robilor din Moldova, publicat în paginile Gazetei de Transilvania în anul 1844. Ceea ce este interesant despre acest proiect este faptul că autorul, Nicolae Istrati, a propus nu doar emanciparea juridică a robilor, domnești și mănăstirești, ci și împroprietărirea lor efectivă, marcând astfel o noutate pentru acea epocă. Deși propunerile lui Nicolae Istrate, fără precedent, nu au fost agreate de guvernul Moldovei,
ele merită totuși discutate, deoarece ne ajută să înțelegem un pic mai bine latura economică a dezbaterilor asupra chestiunii robiei în Moldova și anticipează într-o oarecare măsură greutățile cu care s-au confruntat foștii robi după emancipare. Mai întâi aș dori să prezint și PowerPoint-ul. O secundă, încerc să-l să-l pornesc. Văd că nu. Nu știu ce se întâmplă. Cer din nou. Da, deci acest proiect este foarte interesant și pentru a încerca să-l înțelegem un pic mai bine, voi încerca să-l plasez în contextul său din anul 1844. Contextul propriu-zis al proiectului reprezintă dezbaterile pe marginea așa numitei chestiuni a robiei în Moldova acelei epoci. Puteți vedea și prezentarea? Prezentarea se poate vedea? Da, Bogdan. Da. Bun, continui, da? Reflex al tendințelor reformiste autohtone, dar și al influenței iluministe occidentale, preocupările privind ameliorarea situației robilor și-au făcut treptat apariția la începutul veacului al XIX-lea în Moldova, în cadrul unor proiecte reformiste redactate de boieri luminați, precum Ionică Tăutu. O bună parte din aceste preocupări privind îmbunătățirea situației romilor și-au găsit expresia în cadrul regulamentului organic al Moldovei. Această protoconstituție, adoptată în Moldova în anul 1832, cuprindea o anexă J, intitulată Reglement pentru statornicirea țiganilor, care stabilea trei mari direcții de rezolvare a chestiunii robiei, cel puțin în viziunea marilor boieri. În primul rând, sedentarizarea nomazilor. În al doilea rând, reconversia lor profesională prin transformarea în plugari sau meșteșugari. Și în al treilea rând, asimilarea lor în rândul țărănimii prin transformarea lor în plăcași și evanghelizarea masă. O a patra direcție, probabil cea mai controversată în epocă, emanciparea juridică a robilor, a fost lăsată în suspensie de către acest regulament. Însă după anii 1835-1836 a început să fie discutată din ce în ce mai des în anumite cercuri politice reformiste din Moldova. În ceea ce privește mijloacele de îndeplinire a emancipării robilor, membrii elitei moldovenești nu au ajuns la un consens. Existau diferite curente, diferite tendințe. De exemplu, unii boieri conservatori susțineau o abordare gradualistă, acordând prioritate ameliorării progresive a situației socioeconomice a romilor. Pe când alții, îndeoseb tinerii pașoptiști, conduși de Mihail Cogălnicianu, au îmbrățișat o abordare imediatistă, o putem numi. Ei susțineau emanciparea juridică directă a tuturor robilor, fără niciun fel de etapă intermediară. Mai putem identifica și o a treia abordare, însă nu a avut un eco foarte larg în Moldova celor vremuri, anume socialismul utopic. Mă refer aici la propunerile furieriste înaintate de Teodor Diamant în anul 1840, privind înființarea unor colonii agricole și industriale cu robii statului. Poate vom avea prilejul să discutăm despre această propunere în altă întâlnire. În acest context al acestor dezbateri de idei, și-a formulat Nicolae Istrati proiectul său de emancipare din anul 1844, ca o critică voalată la adresa primelor legi de eliberare a robilor, inițiate de domnul Mihail Sturza. Reamintesc că în anul 1844 au fost votate în Moldova două legi, prima privind emanciparea robilor mănăstirești și a doua privind emanciparea robilor statului. Și în conformitate cu spiritul regulamentar, aceste două legi puneau accentul pe sedentarizarea foștilor robi nomazi și integrarea lor în rândul locuitorilor liberi de la sate, țărani clăcași și din orașe, meșteșugari patentari.
însă unii observatori avizați, precum Nicolae Istrati, au semnalat anumite carențe în legislația aceasta de dezrobire. Susținem că includerea foștilor robi, domnești și mănăstirești în rândul locuitorilor liberi le aducea acestora din urmă doar o serie de privilegii formale, precum emanciparea juridică și dreptul de a se căsători cu moldoveni sau moldovence, pe când domnul și boierii căpătau mai degrabă avantaje concrete. Pentru domn, lărgirea bazei contribuabililor, iar pentru boieri, sporirea numărului de clăcași care urmau să fie așezați pe moșiile boierești. Ar trebui să spun câteva cuvinte și despre personalitatea lui Nicolae Istrati, care a fost o personalitate foarte controversată în Moldova celor vremuri. Pentru unii, el a reprezentat un om de litere romantic, inovator și patriot moldovean, pentru alții un poet minor și un așa numit pașoptist renegat. Opțiunile sale politice, anume sprijinirea partidei separatiste în anii premergători Unirii din anul 1859, i-au atras dușmănia multor contemporani, iar realizările sale literare au intrat într-un cont de umbră. Lucru regretabil, deoarece Nicolae Istrati a fost un poet și un dramaturg talentat. El a manifestat un interes de factură literar romantică asupra populației rome, a publicat o serie de poezii și articole cu tenta aboliționistă, iar unii chiar îl consideră ca un fel de țiganolog avant la lettre. El nu era doar interesat de situația de populația romă, ci era și foarte bine informat asupra situației robilor, deoarece a lucrat în administrația de stat a Moldovei, ocupând funcții care l-au pus în contact direct cu robii în cadrul Nazăriei Robilor Cârmuirii. Această instituție a Nazăriei se ocupa în acea epocă cu încasarea și administrarea veniturilor strânse de la robii domnești, rezolvarea litigiilor care apăreau între robi și proprietari, iar după anul 1832, lucru foarte important, se ocupa și cu statornicirea robilor nomazi. În acest context a fost redactat proiectul din anul 1844. Acest proiect a fost publicat sub forma unui articol în paginile Gazetei de Transilvania în data de 13 aprilie 1844. Articolul respectiv se intitula Note din o dizertație în privința țiganilor și era prezentat ca parte a unei lucrări mai lungi, a unei dizertații aflate în pregătire. O întrebare care se ridică imediat: de ce a apărut la Brașov și nu la Iași? Deoarece articolul făcea referire la situația din Moldova. Articolul nu a apărut la Iași datorită rigorilor cenzurii moldave. Autoritarul domn Mihail Sturza nu ar fi permis publicarea în presa moldovenească a unor opinii critice la adresa guvernului său. Și într-adevăr, articolul Nicolae Istrati era ironic, nu doar în ceea ce privește tonul, ci și critic în ceea ce privește analiza legilor de eliberare a robilor mănăstirești și domnești recent adoptate. Acest articol are mai multe părți, eu voi insista doar asupra a două puncte principale. Primul punct. Nicolae Istrati a combătut ideea că romii nomazi nu puteau fi deprinși cu muncile agricole. Foarte important, el susținea răspicat că refuzul anumitor nomazi, lingurari sau ursari, de a se îndeletnici cu munca pământului deriva parțial din carențele noilor legi de emancipare adoptate recent în 1844. Foștii robi domnești, circa 10.000 de lingurari și circa 5.000 de ursari, după statisticile furnizate de Istrati, puteau fi convins să renunțe la stilul lor de viață nomad și să se statornicească la sate dacă li s-ar fi oferit condiții mai favorabile de a lucra pământul, protejați atât de abuzurile stăpânilor de moșii unde urmau să se stabilească, cât și de venalitatea slujbașilor însărcinat cu strângerea taxelor. Deci încă de la început Nicolae Istrati, care cunoștea foarte bine situația, identifică o serie de carențe în aceste legi și arată faptul că nu nomazii sunt singuri responsabili pentru implementarea oarecum limitată și defectuoasă a legilor, ci de fapt condițiile pe care statul le-a oferit.
Și pornind de la experiența dobândită în administrația de stat, Nicolae Istrati a atras atenția asupra necesității adoptării unor măsuri bine chipzuite, deoarece acești romi nu doreau să treacă de la condiția de foști robi domnești și mănăstirești la cea de viitor clăcași pe moșiile boierilor. Și chiar din informațiile furnizate în acest articol, acești romi ar fi spus că dezrobirea reprezenta numai o mască și că ei au rămânea robii proprietarilor particulari unde se vor așeza. Deci, în mod clar, o bună parte din romii ursari nu agreau ideea de a schimba jugul robiei cum ar veni cu jugul clăcășiei. Un al doilea punct important. Nicolae Istrati a prezentat un plan concret de împroprietărie a romilor emancipați, pornind de la date statistice și informații culese chiar din rândul foșilor robi. Planul pe care l-a prezentat el era viabil, din moment ce fusese sugerat, conform spuselor autorului, chiar de către romii ursari. Acest plan prevedea fie acordarea unui împrumut de către stat în vederea cumpărării unui număr de loturi de pământ, unde urmau să se statornicească familiile foștilor robi, fie luarea în arenda unor moșii aparținând mănăstirilor închinate, în vederea răscumpărării lor treptate. Pentru a dovedi că acești foști robi dispun de resursele necesare amortizării împrumutului, autorul a subliniat că romii ursari, și aici deschidă un citat, deși mai boieroși decât lingurarii, totuși sunt câtva muncitori și harnici, închid citatul. Deci, cu alte cuvinte, el încearcă cumva să demonteze această imagine despre așa numitul vagabondaj al romilor și lipsa lor de resurse. Iar autorul afirmă că unii dintre liderii ursarilor, Buluc Bașa sau Bulibaș, dispuneau de averi importante și ar fi putut, în condițiile în care ar beneficia de anumite nesniri, să achite eșalonat împrumutul acordat de stat. În partea finală a articolului, Nicolae Istrati începe să îi critice pe cei care nu erau de acord cu inițiativele de statornicire a nomazilor și se lansează într-o veritabilă diatribă contra așa numitelor duhuri ruginite, cu alte cuvinte, boierii ultraconservatori din Moldova, care erau complet refractari reformelor liberale. Și el îi încondează pe acești boieri drept fii altui veac, al altei vârsti, ai altui duh, ca și în altui clas privilegiat, care încă stăpâneau pământuri, animale și robi ca în evul mediu. Nu vreau să insist prea mult, dar ce aș putea să spun în concluzie, acest proiect pe care Nicolae Istrati l-a propus în 1844 se remarcă nu doar prin pragmatismul său, ci și prin originalitate. Pragmatism, deoarece prevedea atât emanciparea juridică a foștilor robi, cât și împroprietărirea lor efectivă. Iar prin această împroprietărie, el încerca să le risipească temerile, cum că urmau să schimbe o formă de dependență cu o alta și în felul acesta încerca să confere întregului proces de sedentarizare mai multe șanse de succes. Proiectul este și original, deoarece Nicolae Istrati a fost printre primii oameni de stat moldoveni care s-au arătat dispuși să asculte doleanțele romilor și să îi încurajeze să participe activ la îndeplinirea proiectului de emancipare, prin oferirea de avantaje concrete, nu doar privilegii formale. Proiectul, bineînțeles, nu s-a bucurat de un ecou prea larg în Moldova și, din păcate, nu a putut fi pus în aplicare. După cum bine știm, Comisia pentru Sedentarizarea Robilor a urmat-o cu tot o altă direcție. Iar această direcție a mers înspre transformarea foștilor robi în clăcași pe moșiile anumitor boieri sau anumitor mănăstiri. Da, mulțumesc. Mulțumim tare mult, Bogdan, și felicitări pentru munca ta. Mi se pare extrem de interesant și de important modul în care tu ai ales să aduci în discuție povestea acestui proiect din 1844, inițiat de Nicolae Istrati, și în egală măsură să legi acest proiect de multe teme.
Și mi se pare că, de exemplu, o temă pe care tu ai adus-o în discuție, în special în legătură cu această anexă G, pe care tu ai, despre care tu ai povestit, mi se pare interesant să vezi tensiunea dintre ceea ce propune Istrati și ceea ce vedem în această anexă G, în special în legătură cu ideea de emancipare juridică și tensiunea de acolo. Și pentru mine, ascultându-te pe tine, cumva pe mine mă duce înapoi discuția asta la definiția rasismului așa cum Francisco Bethencourt o vede, ca rasismul fiind un proiect politic, practic, sau un proiect economic. Și mi se par foarte interesante tensiunile astea, dar și calculele pe care observăm că le făceau boierii și ceilalți din jur, astfel încât să obțină avantaje politice și economice, cum spuneai tu. Și din perspectiva asta a înțelegerii rasismului ca pe un proiect politic și economic, în care cei care dețin puterea caută astfel de avantaje, mi se pare important să plasăm povestea asta lui Nicolae Strati și în această conversație mare a rasismului. Apoi tu ai vorbit un pic despre articolele scrise de Strati și despre modul în care erau înțelese sau văzute de către cei care aveau puterea. Și aici poate că discuția asta este veche, dar este la fel de nouă, pentru că și astăzi observăm reacții foarte dure la ceea ce istoricii, cum sunteți și voi de altfel și alți cercetători, aduc în discuția publică, mai ales când creează acest sentiment al rușinii, acest sentiment al atunci când atingem cumva simbolurile naționalismului românesc, și reacțiile sunt destul de dure. Și din perspectiva asta mi se pare că putem să discutăm mai mult. Iar apoi ce mi s-a părut interesant de discutat a fost partea asta de abordare participativă. Tu spuneai că Istrati a scris acest proiect prin consultare cu Robi Rom. Și acolo mi se pare mie că, bine, de criticat și de discutat și modul în care Istrati vedea romii și robi și așa mai departe, dar partea asta de abordare participativă, atât în cercetare cât și în creionarea de politici publice, mi se pare o temă interesantă atât pentru trecut și pentru prezent. Mulțumim tare mult și acum o să-i dau cuvântul lui Petre Petcuț, dar nu înainte de a spune câteva cuvinte și despre Petre. Petre Petcuț este istoric, cercetarea lui concentrându-se în principal pe istoria romilor din România. Petre și-a terminat doctoratul în istorie la Universitatea din București și este autorul multor cărți și articole, inclusiv autorul lucrării Romii, Sclavie și Libertate 1370-1914. Și aș spune că în literatura despre sclavia romilor această lucrare este fundamentală, este o lucrare de referință, un must read, cum spun americanii sau poate și englezii. Și astăzi prezentarea lui Petre se numește Economie și societate la romii de pe teritoriul domeniilor coroanei legale, Segarcea și Sadova. Petre, mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră, te rog. Nu te auzim. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și vă salut cu drag și salut pe toți ascultătorii noștri din această seară. Ceea ce doresc să spun în ocazia aceasta pleacă de la o cercetare mai veche care a avut loc în mai multe centre universitare. Am făcut și eu parte din echipa de la Paris și aici am avut ocazia să cunosc mai îndeaproape unele grupuri de persoane, de romi, care veneau din județul Dolj, din zona Segarcea. În tentativa noastră
cu destule șanse de reușită de a reface istoricul acestei comunități, am fost la Craiova și am descoperit acolo o adevărată mină de aur în privința acestei comunități, reușind să regăsesc efectiv pe strămoșii celor din zona pariziană. Și în seara aceasta vreau să vorbesc despre această comunitate, pentru că este ceea ce m-a izbit cel mai mult și poate fi un lucru extrem de interesant, este modul în care comunitatea a supraviețuit, indiferent că a fost în perioada comunistă, în perioada interbelică, în perioada de dinainte de primul război mondial sau astăzi, rămâne la fel de sudată, la fel de unită și îi regăsești cu fiecare ocazie la oaltă. Documentele care le-am găsit în arhivele din Craiova privesc domeniile coroanei regale, Segarcea și Sadova. Domeniile coroanei erau domenii agricole mari, de întindere mare, deținute direct de regele României. Aceste proprietăți au fost stabilite ca domeniu prin legea din 9 iunie 1884. Domeniul regal în ansamblul lui era administrat din București de un administrator central, iar fiecare domeniu de către un inginer, șef de regie, secundat de șefii de secție. Administratorii aplicau cele mai moderne metode de mecanizare și agronomie la aceste moșii. Domeniul coroanei Segarcea a fost fondat în 1899 pe o suprafață de 11.800 de hectare. Este situat în sud-vestul României, la aproximativ 30 de kilometri de Dunăre, în dreapta râului Jiu. Domeniul coroanei Segarcea era specializat în culturi de cereale și viticultură. Viticultura practicată din 1901 a generat cele mai multe venituri pentru domeniu. Cele 221 hectare au fost lucrate cu mașini și romi locali și în mică parte cu țărani din regiune sau muncitori maghiari aduși din Transilvania. Celălalt domeniu, domeniul Sadova, era situat în stânga Jiului și deținea o suprafață de 19.412 hectare. Sunt două domenii învecinate, lipite în anumite porțiuni. Pentru o mai bună administrare și exploatare, Sadova a fost împărțit în 9 secțiuni, iar dintre care 7 ferme agricole și una viticolă și una silvică. Administrația domeniului a fost încredințată unui șef de regie care avea în subordine un ajutor, 2 contabili, un arhivar și un magazioner. Ce este interesant de remarcat la aceste două domenii? La Segarcea, lucrătorii agricoli, în marea lor majoritate, își aveau domiciliul în comuna Segarcea, fiind vătrași. Aceștia sunt trecuți în documente la rubrica lucrători agricoli emancipați. Și vreau să vă arăt și un document care reprezintă un contract de muncă. Îl vedeți? Poți încerca să-i... Este un document care din 1915 de la Segarcea. Este un contract de muncă între șeful regiei domeniului coroanei Segarcea și subsemnații de profesiune muncitori agricoli emancipați din comuna Segarcea. Articolul 2, primul articol, noi subsemnații muncitori emancipați ne angajăm. Articolul 2, noi vătafii, sunt vătafii acestor muncitori agricoli. Voi opri. Aceștia sunt de la Segarcea. Cei din angajat sezonier de către domeniul Sadova erau ursari cu domiciliul în comuna Sadova,
și se îndeleniceau în afara agriculturii și viticulturii și cu facerea cărămizilor, de unde și denumirea care le mai era dată, în special în sate, de aceea de cărămidari. Arhivele naționale conțin registrele de muncă, începând cu 1894 și până în 1898, stabilite între inginerii șefii ai domeniilor și lucrătorii agricoli emancipați. Sau întâlnim expresia aceasta, lucrătorii agricoli emancipați la Segarcea, iar la Sadova sunt numiți ursarii muncitori cu brațele. La articolul 2 se angajează vătafii brigăzilor de lucrători, iar mai apoi avem listele nominale cu sumele plătite fiecărui muncitor angajat. Documentul, în 1936, un document tip al învoielilor agricole consemna categoria țăran muncitor de pământ, dar administratorul face distinție între aceștia și lucrătorii emancipați. Va trage o linie peste, va tăia termenul de țăran muncitor de pământ și va scrie lucrători emancipați, pentru a diferenția între țăran și rom. Categoria lucrători emancipați se referă la rom, deoarece termenul emancipat trimite la romii eliberați de sclavie la mijlocul secolului al XIX-lea. Spre exemplu, în 1866, deci la 10 ani după ultima categorie dezrobită de sclavi, Ministerul de Interne îi numea emancipați pe romii așezați recent la marginea unui sat din sudul Principatelor Unite. Este termenul utilizat de administrație. Contractul de muncă dintre emancipați și domeniile coroanei regale este contractul tip învoială agricolă, foarte apropiat contractelor care au caracterizat relațiile de muncă dintre proprietarii de teren agricol și lucrătorii agricoli, începând cu anul 1866. Perioada de muncă contractuală se întindea în genere de la 1 aprilie până la 1 noiembrie. Ziua de lucru începea înainte de răsăritul soarelui și se încheia după apus, citez, când ni se va da drumul de personalul moșiei. Vârsta lucrătorilor era cuprinsă între 18 și 50 de ani, tinerii sub 18 ani încheind învoieli separate în funcție de vârsta și capacitatea fiecăruia de muncă. Munca era organizată în brigadă, conform principiului dublei contractualizări. Un conducător de brigadă român numit vătaf, acesta era numit primar la ursari, vătaful fiind ajutor de primar, semna un contract cadru anual cu administrația domeniului care prevedea venirea unui anumit număr de lucrători cu un salariu stipulat pentru fiecare în funcție de poziția lor. Vătaful primea pentru fiecare lucrător scos la muncă o sumă de bani egală cu 25% din salariul lucrătorului, iar pentru lucrul său la câmp era plătit la fel ca toți ceilalți. Acest contract cadru era citit de primarul comunei în auzul tuturor semnatarilor și validat de Consiliul Comunal. O anumită sumă de bani era avansată pentru fiecare lucrător înainte de iarnă, pentru exercițiul agricol din anul următor. Trebuie să specific că la încheierea contractelor era trasă linie și se făcea contabilitatea. Se făcea regularizarea sumelor datorate sau necuvenite înainte de plata avansului pentru anul care urma. Vătaful nu era doar un simplu intermediar, el organiza munca brigăzii sale și era responsabil de buna desfășurare și încheierea lucrului. Dacă un lucrător din cadrul brigăzii sale lipsea, vătaful era responsabil să se ducă să-l caute și să-l aducă la muncă. Brigăzile pe care le-am identificat erau formate din aproximativ 10, minim 10 muncitori și până la 30 de lucrători, dar media este de 18-20 de indivizi. Numărul lor, bărbați și femei, numărul lor fiind diferind în funcție de an, de autoritatea vătafului, răspunderea pentru banii avansați la încheierea contractelor era colectivă, lipsa unuia dintre lucrătorii din echipă fiind
suplinită de restul lucrătorilor. Este notat la articolul 6 din contractele învoielilor agricole. Pentru că iarna, în special în luna decembrie, când se încheiau contractele pentru anul următor, începând cu luna lui martie, vătafii și lucrătorilor primeau o arbună, o sumă de bani în avans și se angajau ca cu prezenți și disponibili pentru lucrările de pe domeniu. Iar dacă se întâmpla ca unul din acești lucrători care primiseră bani din cadrul unei brigăzi de lucru să lipsească, ceilalți erau responsabili pentru el. În timpul deportării în Transnistria, când se încheiaseră deja contractele, cei care au fost deportați nu au putut să-și lichideze obligațiile contractuale, iar cei care au rămas în urma lor au trebuit să asigure împlinirea acestor obligații și în dreptul celor care lipseau. Același lucru era valabil și pentru pierderea sau stricarea inventarului de unelte agricole. Administrația domeniului desemna, în funcție de nevoie, locul unde lucrătorii își făceau bordele și locuiau pe toată perioada muncii respective. Această prevedere reducea considerabil timpul de deplasare până la locația unde se desfășura munca, indiferent că era vorba despre lucru la pădure, la câmp sau la vie, dar a îndepărtat și momentul instalării romilor în sate, cu consecință directă în deportarea multora dintre ei în 1942 ca fiind nomazi. Această organizare a permis administrației să angajeze o forță de muncă mare. Un document vorbește despre 300-400 familii de lucrători emancipați doar pentru comuna Segarcea. Iar administrația domeniului nu era nevoită să angajeze personal care să încadreze pe acești lucrători, deoarece se baza pe organizarea comunitară a romilor. Să vă dau câteva date. În ianuarie 1916 erau 114 romi care lucrau pe domeniul coroanei Segarcea, încadrați de 6 vătafi. În aprilie 1921, la domeniul coroanei Sadova lucrau 141 de ursari, dintre care 6 primari. Contractul din 1920 de la Segarcea prevedea lucru la minim 86 de zile la secția agricolă, fiind plătiți cu 7 lei pe zi, și un minim de 70 de zile la secția viticolă, fiind plătiți cu 9 lei pe zi. Putând acest număr minim de zile să fie extinse în funcție de nevoi, dar prețul general rămânea același. Pentru încălzirea pe timp de iarnă se acordau câte două căruțe de crenci la fiecare bordei de lucrători, indiferent de numărul acestora. În iarna anului 1922, secția agricolă a domeniului coroanei Segarcea a dat 82 de căruțe de crenci pentru încălzirea 41 de bordei în care locuiau 93 de lucrători, în afară de copii și bătrânii peste ani. Secția viticolă a dat 40 de care de crenci pentru încălzirea celor 20 de bordei locuite de 51 de lucrători împreună cu familiile lor. Cei care locuiau în Craiova, în case, primeau în bani echivalentul celor două căruțe de crenci. Documentele din anul 1924, din decembrie, arată că lucrătorii ursari din comuna Sadova au anulat învoială agricolă cu domeniul coroanei Sadova, deoarece în înțelegerea verbală contractul de muncă trebuia să se încheie la 15 mai, iar actul scris prevedea data de 15 iunie. În anul 1927, tăietorii de lemn la Sadova erau plătiți cu 17 lei pe zi, iar lucrătorii agricoli cu 12 lei pe zi. În 4 decembrie 1936, un document contabil de la domeniul coroanei Segarcea arată că se plătea lucrătorilor la vie între 16 și 20 de lei pe zi, iar la moșie, la lucrul câmpului, între 12 și 18 lei pe zi. Dintre categoriile salariate de la domeniu, romii erau cel mai puțin plătiți. Lucrătorii maghiari care erau aduși din Transilvania cu trenul erau cel mai bine plătiți, fiind plătiți și în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătoare,
iar țăranii români se încadrau între aceste două categorii. Sadova plătea, dacă Segarcea plătea 17 lei pe zi la tăietorii de lemn și 12 lei pe zi la moșie, între 12 și 18 lei pe zi la moșie, Sadova plătea între 10 și 12 lei ziua de lucru. Când o ceată de ursari din Sadova și-a oferit serviciile domeniului coroanei Segarcea și-au constatat că ziua de lucru este mai bine plătită decât la Sadova, administrația acestuia de pe urmă a întâmpinat dificultăți în încheierea contractelor de muncă în condiții similare anilor anteriori. Lucrătorii cu brațele au cerut și au reușit să obțină majorări la plăți, Sadova fiind nevoită să se alinieze cu domeniul coroanei Segarcea. Vreau să vă arăt și câteva, și două fotografii de epocă, sunt extraordinare, merită să le vedem. Se vede? Da, Petre. Îi vedem, deci sunt făcute în 1917 la domeniul coroanei Segarcea și vedem o parte a unei brigăzi de lucrători. Și vreau să vă mai arăt încă una în care vom vedea și femei. O vedeți? Da. Sunt extraordinare. În concluzie, forma de locuire în bordeie, la capul locului de muncă și a lucrului încete, conduse de un vătaf cu puteri sporite, excluzând deduse amestecul de neamuri, romii vătrași rămân la Segarcea, romii ursari la Sadova, este o moștenire directă a lucrului pe moșie din perioada sclaviei. Romii vătrași cel mai probabil au fost, sunt urmașii foștilor sclavi boierești, iar romii ursari de la Sadova sunt urmașii foștilor sclavi ai domniei. Semnarea unei învoieli agricole autentificate de primar și notarul satului și răspunderea colectivă în privința avansului reprezintă adăugirea libertății juridice obținute la jumătatea secolului XIX și a modificării legislației privind relațiile de muncă în lumea agrară introduse prin învoielile agricole începând cu legea din 18 martie 1866 și următoarele. Romii sunt o mână de lucru compactă, numeroasă, ieftină, mobilă, dar nesigură tocmai din aceste motive, pentru că sunt adesea tocmiți la lucru și de alți mari proprietari de pământ din zonă, la prețuri mai avantajoase. Aceste trăsături vor caracteriza cele două comunități de rom și după desființarea domeniilor coroanei regale din 1947 de către regimul comunist și formarea CAP-urilor locale și a IAS-urilor de stat. Nefiind proprietar de teren agricol decât pentru scurt timp, datorită împroprietăririi cu începere din 1945 și al colectivizării din 1949-1962, adică în 1945 primesc 1-2 pogoane de pământ, începând cu 1949 sunt nevoiți să le dea înapoi la CAP-uri. Grupurile de rom vor căuta să lucreze în formatul anterior, în formatul brigăzii conduse de un vătaf, și la construcția CAP-urilor și a IAS-urilor. În momentul în care se construiesc utilitățile, grajdurile și toate celelalte clădiri la CAP-uri și IAS-uri, au nevoie de cărămidă, iar cărămidarii noștri profită de această cerere și ajung să construiască chiar și în zona Timișoarei. Și apoi continuă să lucreze la aceste IAS-uri și CAP-uri
în exploatarea pământului. Vătaful se deplasa și tocmea lucrările, după care venea întreaga echipă. Iar forma aceasta de lucru în echipă, după părerea mea, reprezintă o puternică, un element deosebit de puternic în păstrarea unității de grup și transmiterea culturală, în special a limbii în cadrul grupului. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi tare mult, Petre. Tu spuneai că pozele sunt extraordinare. Eu aș adăuga că munca echipei tale este absolut extraordinară, spectaculoasă. Cred că e important de subliniat faptul că mergând în comunități mai mici, și tu ai mers în Segarcea și în Sadova, și uitându-te la toate detaliile istorice, dar și cumva relația lor cu prezentul, cred că ne ajută mult mai mult să înțelegem, pe de o parte, istoria robilor, romii, și ceea ce a continuat după, dar să înțelegem și situația prezentă și faptul că tu ai mers să vezi istoria strămoșilor, celor care locuiesc în, romilor care locuiesc în zona pariziană, este o temă de cercetare unică, dar și extrem de folositoare pentru noi și poate și pentru cei care creează politicile publice. O idee care a apărut în prezentarea ta destul de des a fost ideea asta de muncă în spațiul românesc. Și pentru mine, cel puțin, momentul în care tu ai vorbit despre ursarii muncitori cu brațele, a fost așa un moment de revoltă în sufletul meu, pentru că de cele mai multe ori în spațiul românesc vorbim despre romi sau românii, ne caracterizează ca fiind leneși, ca fiind cei care nu vor să muncească. Dar simbolistica, ideea asta de ursari muncitori cu brațele, mi se pare absolut extraordinară în relație cu această narațiune rasistă a ideii de romii care sunt leneși. Tot tu ai mai spus că în multe privințe și în multe momente din istorie, comunitatea a supraviețuit. Și ideea asta o regăsim și în munca lui Nicu Furtună, și aici o să fac tranziția către prezentarea lui, mai ales într-un articol pe care el l-a scris într-un volum despre rezistența a romilor, coordonat de Ana Mirga, dacă nu mă înșel, și în care Nicu vorbește despre aceste momente de rezistență, și care nu au fost practic numai momente de rezistență, au fost un continuum al rezistenței romilor. Mulțumim tare mult și acum o să-i dau cuvântul lui Nicu, dar o să fac o scurtă prezentare ca să știe toată lumea despre cine vorbim. Adrian Nicolae, sau Nicu Furtună, este sociolog. A publicat multe cărți și articole de referință despre istoria romilor, în special despre Holocaust și despre sclavie. Nicu a petrecut și foarte mult timp în arhive și în jurul romilor, să culeagă ceea ce el numește fragmente de istorie socială. Fragmente care l-au ajutat să publice cartea Sclavia romilor în țările române. Și nu numai. Nicul este și creierul din spatele acestei serii de conferințe și îți mulțumim tare mult, Nicu, pentru asta. Iar prezentarea lui de astăzi se numește Măsuri de integrare a romilor după dezrobire și memorii locale ale robiei, studiul de caz Tismana. Nicu, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Magda. Nu știu, m-am bucurat foarte mult de prezentări până acum. Cred că ceea ce facem este într-adevăr important și îmi dă un imbold, un impuls de a continua să facem aceste lucruri. Tema pe care vreau să o prezint în seara asta este legată de memoria socială a robiei și cum se reflectă ea la nivel local. În sensul ăsta,
am ales o localitate pe baza unor criterii, bineînțeles, și este vorba despre Tismana, nu? Unde știm că este prima atestare documentară a romilor. Prezentarea mea din seara aceasta va fi mai mult așa ca o poveste, să zic. Am ales Tismana, așa cum spuneam, pentru că este prima atestare documentară a romilor provine de acolo și am vrut să văd pe teren dacă în prezent există mnemonici, există urme ale robiei, așa cum Petre anterior a prezentat. Eu am vrut să văd dacă ele mai există în prezent, pentru că la final o să fac și o precizare sau nu știu, da, pentru că am fost la Sadova în 2017 și am vrut să văd în ce măsură romii de acolo, romii ursari care trăiesc astăzi acolo, în ce măsură au cunoștințe despre faptul că strămoșilor au fost robi sau sclavi. La Tismana am realizat o serie de interviuri, în special cu membrii mai în vârstă din comunitate. Există o serie, cum să spun, de urme în ceea ce privește, nu știu, memoria materială sau memoria comunicativă, da? Adică încă oamenii de acolo, de exemplu, folosesc termenul român când se referă la membrii aparținând populației majoritare. Dar ceea ce vreau să spun pe scurt este faptul că printr-o analiză de conținut a acestor interviuri și a două monografii pe care le-am identificat la nivel local, este vorba despre o monografie scrisă de un istoric local aparținând populației majoritare și despre o monografie despre comunitatea de romi din Tismana, scrisă de o doamnă din comunitate. Mi s-a părut interesant să identific și o monografie scrisă de cineva care vine chiar din comunitate și vă voi prezenta pe scurt așa câteva din lucrurile pe care le-am găsit pe teren și apoi vă voi spune și opinia mea, da, modul în care interpretez, să zic așa, ce am găsit pe teren. Prima categorie de conținut pe care am identificat-o este: știm că am fost robi pentru că am fost împroprietăriți. Deci, o să citesc așa un interviu foarte pe scurt. Spuneți-mi, știți cumva dacă romii au fost vreodată robi ai mănăstirii? Intervievatul spune: părinții mei așa au fost și părinții lor. Părinții mei, bunicii mei au fost robii mănăstirii. Pământul ăsta de aici l-a dat mănăstirea la țigani, folosesc ghilimele, că erau robi. Altă persoană pe care o intervievez: știți ce vreau să vă întreb? Știți cumva cam cât timp au fost romii robi la mănăstire? Zice: până la Cuza. Cuza am proprietărit țiganii, cu ghilimele. Asta știu că îmi spunea bunica, le-a împărțit pământurile la fiecare. Asta ar fi o primă așa mnemonică, da? Un fapt care îi trimite la faptul că știu că strămoșilor au fost robi. Analizând interviurile pe care le-am făcut, nu voi detalia acum metodologia și așa, că nu avem timp. O altă categorie de conținut care s-a desprins este aceasta: suntem oameni cinstiți. Deci, la nivel local, primul lucru pe care oamenii voiau să ți-l aducă în atenție era acela că ei sunt cinstiți, ei sunt foarte cinstiți, ei nu sunt ca în alte părți, ei sunt foarte diferiți.
Și am aici două fragmente din fiecare monografie. Din monografia domnului Tomoniu voi citi acum: trăiesc în Mahala foarte mulți oameni cinstiți, chiar oameni de vază. Mulți sunt români. Peste câtva timp populația va fi amestecată. Se referă la populația din Mahala, unde... Alt fragment, tot de la el. În Mahalaua noastră trăiesc oameni cu un deosebit simț muzical, mereu în căutare de lucru cinstit. Nu se gândesc la furat. Ei au construit majoritatea caselor tismanei, iar la lucru poartă un deosebit respect stăpânului casei pentru a-l mai chema și altă dată la lucru. Pe de altă parte, doamna Buznerii, pe numele ei, în monografia scrisă de ea, spune: și de ce sunt eu bucuroasă că până acum nici țiganii, cu ghilimele, nici românii din Tismana nu au comis fapte certate cu legea. Și sunt aici expresiile astea pe care ne atrag atenția: mereu în căutare de lucru cinstit, nu suntem certați cu legea, etc. O altă categorie de conținut care a reieșit în urma scurtei analize a acestor documente este aceea că noi nu ne considerăm romi. La nivel, și asta este foarte interesant, pentru că aprofundând studiul acesta de caz, am mai găsit un lucru care mi s-a părut foarte deosebit și o să vi-l spun imediat. Iată ce spune domnul Tomoniu în Mahalaua. Nu judecăm, pur și simplu prezint. Mahalaua își are identitatea ei, are propriul său fel de viață. Aici nu trăiesc romi, scris cu ghilimele, cum încearcă unii să creeze un nume artificial. Aici trăiesc de 6 secole robii mănăstirii, care nu au nimic de a face cu țiganii căldărari sau cu țiganii, în ghilimele, romii nomazi. Pe de altă parte, vedem o serie de fragmente din lucrarea doamnei care vine din comunitate și ea spune în felul următor: după Revoluția din 1989, prin 1990, primarul de la vremea respectivă a primit de la București, prin fax, de la Partida Romilor, care avea obligația să facă recensământul romilor din România. Dar surpriza a fost mare. Primarul a transmis faxul că nu are cetățeni romi în Tismana. El are doar cetățeni. Și tot așa despre elevi. Ideea este că, discutând cu doamnele din comunitate, care aveau copii, care erau de la vârsta la care să meargă la liceu, întrebându-le dacă ar fi interesate să meargă copiilor pe locuri speciale pentru romi, la liceu sau la facultate, refuzau și nu li se părea o idee, pentru că nu voiau să fugă, ca să zic așa, de identitatea aceasta romă. O altă categorie de conținut care are legătură cu cea dinainte este aceasta: că ne-am asimilat sau s-au asimilat. Și aici să zicem în felul următor: locuitorii Mahalalei s-au adaptat modului de viață românesc și este nedrept a fi numit țigani în sensul rău al cuvântului. La originele lui, așa cum acum 6 secole, în robie, cuvântul țigan însemna de neatins. Ei erau cei mai credincioși și cei mai muncitori dintre toți robii. Și tocmai de aceea domnitorii de atunci îi dădeau în danie mănăstirilor pentru lucru și ținerea curățeniei. Pe de altă parte, doamna Buznerii spune: ce vreau eu să vă spun este că în Tismana, da, de când, cel puțin de când cunosc eu lumea și până în prezent, nu a existat discriminare între populația majoritară și populația respectiv între români și țiganii romanizați. Și explic ea aici ce înseamnă romanizat.
Și apoi spune, explicația este pe cât de simplă, pe atât de reală. Țiganii din Tismana au împărtășit de-a lungul timpului aceleași obiceiuri, îndeletniciri, credință, port, ca și românii. Și apoi, cum să spun, asta e interesant din perspectiva interacționismului simbolic, ar zice, că ea spune la un moment dat, acum să nu mă înțelegeți greșit, că eu mă contrazic singură, dar trebuie să spun adevărul. Discriminarea în Tismana există, dar una tăcută sau discretă. Discriminarea se petrece în interiorul fiecărui om sau copil. Concret, românii știu în sinea lor că noi suntem țigani și țiganii știu în sinea lor același lucru, dar viața merge înainte și pentru unii și pentru alții. Acestea ar fi așa foarte, foarte pe scurt, să zic, câteva din reperile legate de robie sau sclavie și identitate în prezent la Tismana. Bine, știm că a fost acolo, a fost pus o placă comemorativă, dată fiind prima atestare documentară a romilor de acolo ca robi. Deci, cam în felul acesta s-au concretizat, să zic așa, lucrurile pe care le-am cules de pe teren. Un alt lucru interesant este acela că am găsit câteva ateliere conduse de familii de romi care produc în prezent costume populare românești. Și asta la fel consider că are bine legătură cu și cu zona, cum să spun, faptul că în zona respectivă este o zonă etnografică foarte importantă din România. Și apoi mai am aici un citat foarte pe scurt, o să-l citesc din interviul cu doamna care a scris monografia. O întreb, ce credeți, a avut vreun efect asupra generațiilor de-a lungul timpului robia? Și ea spune, da, cum să nu, numele ăsta de rob, dacă vă spun ceva, uite, din oficiu, așa din instinct și la biserică, să vă spună nepoata mea, care era mediator sanitar, fără să vrea, dar nu ne jignește nimeni, se așează femeile de aici, din Mahala, într-o parte și femeile din Tismana, în general, în cealaltă parte, adică în biserică. Mi s-a părut interesant că ea pune această separare, o pune pe seama robiei. Am mai prezentat lucrul acesta. Și un alt lucru care mi s-a părut interesant este cel legat de termenul acesta de mahala. Faptul că, nu, în general, comunitățile de romi poartă la nivel local, în limbajul colocvial, denumirea aceasta de țigănii. La Tismana nu se întâmplă acest lucru și nu doar la Tismana, ci și în alte localități. Poartă denumirea aceasta de mahala, despre care eu cred că are rolul să îmbrace sau să zic, sau să acopere mai degrabă conotația negativă a termenului țigan. Și bine, cred că aici cu siguranță este mai mult de adică am câteva idei de unde vine de fapt termenul de mahala și cum a fost el dus mai departe și dat această denumire chiar comunităților de romi dezrobiți. Foarte pe scurt, asta a fost prezentarea mea. Ca și concluzii, din ce am văzut eu la Tismana, memoria robiei, da? Faptul că ei știu că au fost, că strămoșilor au fost robi, este legată cu ideea aceasta de reparație, cu faptul că au primit pământ. Și cred că aceasta corelează foarte bine și cu faptul că în celelalte comunități, da, în care aceste reparații nu s-au primit, acolo oamenii știu
sunt conștienți mai puțin asupra faptului că strămoșilor au fost sclavi. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Nicu. Eu am avut șansa în mai, când am fost în România, să merg la Nicu la birou și să văd înregistrările unora dintre interviurile pe care el le-a făcut la Tismana. Și îți mulțumim mult, Nicu, că ai ales să aduci poveștile astea și în discuția de astăzi. Ideea asta de memorie, mai ales memoria materială și memoria comunicativă despre care tu ai vorbit, se vede foarte clar în aceste interviuri, mai ales în memoria comunicativă și ce spuneai tu, că romii din Tismana îi numesc pe români români, și cumva mi-aduce aminte de discuțiile de acasă de la mine, în care nașa mea îi numește pe românii bogați din sat boieri. În același, dacă vrei, pattern al memoriei comunicative. Și probabil că sper să vedem de la tine și ceva articole și poate să scrii în cartea ta despre ideile astea. Apoi tu ai vorbit despre paradoxul ăsta conversațiilor și a ceea ce oamenii spun, pe de o parte că nu există discriminare, dar în egală măsură există acest tip de discriminare tacită, tăcută sau discretă, cum spunea doamna din comunitate care a scris monografia, și ideea asta de separare a oamenilor sau cel puțin a celor care merg la biserică între romi și români. Și există, acum uitam la o discuție despre de pe Facebook și Delia vorbește acolo evident despre o temă pe care ea a cercetat-o destul de mult, Delia Grigore. Ea vorbește despre internalizarea stigmatului etnic și despre ura de sine. Și aici eu aș aduce în discuție, probabil în relație cu munca Deliei și cu ceea ce observăm din ceea ce spun oamenii din Tismana, și ideile pe care, de exemplu, Franz Fanon vorbește despre ideea asta de white mask, black skin, white mask, ideea asta de a încerca să mascăm, de a încerca să fim albi, de a încerca să fim români. Iar E.B. Du Bois vorbește despre ideea asta de conștiință dublă, de double consciousness. Ideea asta că atunci când faci parte dintr-un grup, așa cum suntem noi, există două tipuri de două moduri în care noi ne uităm la noi înșine. Unul este modul în care ne privim pe noi ca fiind membri ai comunității, așa cum suntem, cum gândim că suntem acasă în jurul romilor, și modul în care știm că suntem văzuți de către ceilalți, în cazul nostru de gagii, de români, și modul în care comportamentul nostru și modul în care noi gândim se adaptează la ceea ce ei cred despre noi. Mi se pare că ar fi interesant să o avem pe Delia probabil într-o discuție următoare și să discutăm despre internalizarea stigmatului, despre ură de sine, despre conștiință dublă, despre această mască albă, dacă vrei, și așa mai departe. Și cu asta probabil că o să ne îndreptăm către ultima prezentare, care vine de la Marius Turda. Marius este profesor și director al Centrului de Științe Medicale de la Universitatea Oxford Brookes din Marea Britanie. El este și fondatorul grupului de lucru pentru istoria eugeniei și a rasei, grup înființat în 2006 la Universitatea din Oxford. Marius publică despre istoria comparativă a eugeniei și a rasei, iar în 2019, împreună cu Marie Sophie Quine, Marius a publicat o carte de referință, de altfel intitulată Istorie și rasism, ideea de rasă de la iluminism la Donald Trump, iar prezentarea lui de astăzi este intitulată simbolic și puternic, Țiganul tot țigan, reflecții despre stigmatizarea romilor după dezrobire, și cumva ne leagă un pic de ceea ce a povestit Nicu de la Tismana și despre conceptele despre care Delia Grigore vorbește în munca ei, mai ales despre stigmatul etnic și internalizarea stigmatului etnic. Mulțumim, Marius, și ai cuvântul.
Vă mulțumesc și eu. Bună seara tuturor. Da, aș porni de la reflexia făcută de Nicu în prezentarea lui, în care spunea la un moment dat că românii ei știu, bineînțeles, că romii nu sunt ca ei. Și romii, la rândul lor, știu foarte bine că nu sunt ca românii. Și asta este prima mea reflexie, dacă vrei, fenomenologică asupra discuțiilor care s-au purtat până acum. A doua este una care ține de a muta puțin discuția de la local la general sau de la particular la general, pentru că am auzit aceste cazuri discutate profesionist și cu multă înțelegere a arhivelor și a fenomenului istoric de către colegii mei. Ceea ce vreau să fac eu nu mai mult de 10 minute este să continui o schiță a rasismului față de romi, care am început-o data trecută, și să subliniez câteva elemente care mi se par necesare și care sper să le dezvolt cum trebuie și în scris, dar și în discuții propriu-zise. Acum doar le schițez, deci accentuez acest element, sunt doar schițate acum pentru că nu am timp să le discut. Primul este următorul. Dezrobirea romilor este unul din actul fondator, unul, nu singurul, dar unul din actul fondator al statului român. Dar, și mai important poate pentru discuția care se poartă astăzi și s-a purtat din 1840 până în ziua de azi, este unul din actul fondator al procesului de creare a națiunii române. Și toată discuția între pașoptiști în țările române și după aceea între revoluționarii români din Ardeal și cei din țările române despre ceea ce este națiunea română, cum o definim, cine sunt românii, care începe în acea perioadă cu avânt politic, va duce la crearea României moderne și după aceea la crearea României mare. Această discuție care a început și care continuă până în ziua de azi. Și în această discuție și această lungă istorie, procesul sclavia și procesul dezrobirii romilor este esențial. 2. Este foarte interesant și mi-a plăcut foarte mult prezentările pentru că au subliniat un lucru care îl știam teoretic, dar aveam nevoie de mai multe elemente din arhivă, care este, aș putea să-l definesc în felul următor. Romul a dispărut ca rob în 1856 sau, mă rog, începând cu 1853 până 56, dacă ne uităm la aceste două date, a dispărut, repet, ca rob, însă a reapărut imediat ca și contrapunerea negativă a românului. Românul, când se uită în oglindă, ceea ce el nu vrea să vadă este romul. Românul nu vrea să fie rom. Această idee este absolut esențială pentru a înțelege nu doar stigmatizarea care a început imediat după dezrobire, dar înseamnă extraordinar de mult pentru a înțelege procesul de autodefinire a românilor, cum se definește românul. Și am auzit câteva exemple aici din prezentările făcute anterior. Pe de o parte, de a crea etnonimul român și după aceea cel de țigan, la care am să mă întorc, în ghilimele, ceea ce s-a întâmplat în 1850 și 1860, în acea decadă, deci pe lângă acest proces de a crea un enonim, s-a întâmplat un lucru extraordinar, cred eu, care este cel a formulării unei mentalități care ține de un anumit grup etnic. Nu exista înainte. Cuvântul, expresia, atitudine țigănească, cuvântul țigănesc, da? Omul acesta are comportament țigănesc, se comportă ca un țigan, nu se poate schimba. Are ceva natura lui care ține anumită mentalitate, care această expresie a fost creată și cultivată, repetat, începând cu 1850 până în ziua de azi. Deci ai două procese. Unul, creezi un etnonim pentru un anumit grup pe care l-ai emancipat și l-ai scos din sclavie. În același timp creezi un fenomen mult mai profund psihologic, descriu un anumit comportament uman care îl exprimi printr-o relație directă cu un anumit grup de oameni. Ceea ce este foarte specific în cazul României și în procesul de autodefinire a românului. Și această expresie a intrat în vocabularul social, politic și medical al României moderne din 1860. Când se creează România modernă, începând cu primele reforme sociale până la reformele medicale, sistemul de sănătate, sistemul de asigurări sociale, absolut toată întreaga construcție a statului român, această idee este plasată de la început acolo. Unu, unde îi plasăm pe acești oameni care au fost emancipați, care sunt acum numiți țigani,
Și doi, ce facem cu acest tip de comportament care se presupune că este izvorât din acești oameni? Deci, noua identitate a românului și a romului după dezlegare și dezlobire a fost etnicizată și rasializată de la început. Nu puteai să ai un stat românesc. Tot timpul am întrebat de ce i-au ales pe români, da, români în sensul de șerbi. Nu? Am știut de la Bogdan data trecută când discutam despre Cogălnicianu și aboliționism. Și Cogălnicianu vorbea sigur de sclavia neagră, adică sclavia romilor și sclavia albă. Cele două lucruri pe care statul român sau revoluționarii pașoptiști vreau să le facă: să-i scape din robie pe rom, dar să-i scape din servitudine, din șerbie pe țăranii români, da? Am întrebat tot timpul, dacă Cogălnicianu ar fi decis să nu îi aleagă pe români, ci pe romi, ca fiind nucleul etnic al viitorului popor român, era foarte posibil ca el să meargă în cealaltă direcție. Nu a mers și a trebuit să construiască el și împreună cu ceilalți din țările românești și, bineînțeles, pe filiera ardeleană, cu toată școala ardeleană, această genealogie istorică a continuității românești. Românii sunt descendenți din dacoromani, romii, bineînțeles, ei sunt neromâni, vin din India și... E complet altă discuție istorică și despre originea lor și despre ce le s-a întâmplat în 500 de ani de sclavie și despre faptul că ontologic ei nu pot să devină niciodată români. Asta nu înseamnă că nu s-a încercat. Asta nu înseamnă că tot efortul de asimilare în societatea românească nu s-a pus. De fapt, Cogălnicianu însuși, în 1891, când vorbește la Academia Română, este foarte, aș spune, bucuros cu realizările care s-au făcut în ultimii 40 de ani sau 50 de ani de la eliberare, în privința asimilării romilor în societate. El spune că la toate nivelele de societate găsești romi. Și agricultori, și în industrie, și în pătura educată. Dar ceea ce este interesant, dacă citiți acel cuvânt de deschidere, este, nu se poate abține să nu facă comentarii rasiste, să spună da, dar dacă vrei să-i recunoști pe romi în societate, te uiți după fețele asiatice. Îi recunoști imediat că sunt mai negri. Îi recunoști imediat că au fețele nefiind românești. Și este foarte interesant această dualitate repetată și de care nici măcar Cogălnicianu nu poate să scapă. Da? El este foarte... Vorbește foarte frumos uneori despre romi, în care spune sunt înalți, sunt frumoși ca și statuile grecești. Și după aia se întoarce și spune toți țiganii sunt murdari. Deci trebuie civilizați, pentru că ei de la natură sunt murdari. Are această problemă în care tot timpul nu poate să-i facă complet român. Sau vorbește, sigur, ei încă sunt păgâni în multe privințe, sunt fetișiști, cred în tot felul de lucruri supranaturale, dar în același timp își botezează copiii tocmai ca să aibă un loc la cimitir. Sunt complet ipocriți. Prin natura lor ei mint și încearcă să te păcălească. Da? Deci vreau să accentuez această dualitate și eu știu că Bogdan se ocupă de această perioadă și va scrie, cred că la un moment dat, odată o carte extraordinară despre Cogălnicianu și această discuție conflictuală, într-un fel, sau acest conflict inerent, într-un fel, în discursul emancipator aboliționist românesc și după aceea ce se întâmplă cu romii după aceea. Deci să accentuez, etnicizarea condiției romilor este de fapt, din punctul meu de vedere, clar demonstrată după emancipare. Cum spuneam, romul a încetat să devină rob, a devenit țigan, nu a devenit român. Și asta a continuat cu momente tragice, bineînțeles, până în 1940, când nu a fost nicio problemă. Pe lângă toate argumentele economice, sociale, singurul argument care a contat la un moment dat este că ceea ce deportăm nu sunt românii de sânge, nu sunt românii adevărați, nu sunt românii noștri, ci acești oameni care, sigur, ei bieții, și avem două exemple aici, ni s-a spus și de către Petre și de către Nicu, au încercat foarte mult. Și la începutul secolului 20 și după primul război mondial, mai ales în perioada interbelică, să dovedească cu acte, prin muncă,
prin orice se putea, că sunt români adevărați. Au trecut la ortodoxie. Au făcut absolut, au bifat toate punctele esențiale pe lista de bucate a naționalității românești, dar a rămas tot timpul acest obstacol fundamental, care nu a început cu Antonescu, care a început cu eliberarea lor din sclavie. Pentru că românii aveau această problemă, nu puteau, decât dacă ar fi mers pe completă altă traiectorie istorică. Statul român ar fi trebuit să fie definit complet altfel. Și aș da un exemplu din istoria Ardealului, că tot vorbim de Ardealul, că erau mai cât de reușiți erau ei acolo și cât de mult a funcționat într-un fel această toleranță față de minorități și inclusiv poporul rom. Aici aș vrea să, dacă poate nu avem timp, poate la discuție, când se transformă romii în poporul rom și nu poporul românesc. E o mare discuție importantă și din nou Cogălnicianul este unul dintre elementele, figurile cheie aici. Dar știți cu toții și am discutat asta la un moment dat cu alți istorici romi despre proiectul Mariei Tereza și după aia lui Iosif al II-lea de a-i face pe romii noi maghiari sau noi țărani. Și ceea ce este interesant la acest cuvânt nou, și de-aia dau exemplul ăsta pentru că am auzit pe Petre vorbind de emancipați. Nu trebuia să mai spui, când spuneai acești oameni sunt emancipați, toată lumea știau că ei sunt de fapt foști sclavi. Era această relație imediată care a găsit-o el în documente. Și este la fel cu această discuție despre noi maghiari sau noi țărani sau noi români. Nou însemna de fapt că nu ești maghiar. Ca să-i prinzi pe romi, ca să nu se dea drept maghiari, îi făceai noi maghiari. Când spuneam acesta este un nou maghiar, toată lumea știa că e rom. Pentru că până atunci ei au încercat, bineînțeles, cei care nu erau nomazi și care s-au asimilat sau încercat să asimilaze în satele maghiare. Și proiectul etnic de a separa pe maghiari de ceilalți, nu doar romi, și români și serbi, presupunea clar cum să-i prindem pe cei care arată prea asemănător fizic cu noi. Au un genotip prea asemănător și atunci pot să-i legal, îi pun într-un sistem. Și asta a făcut-o și sașii în Ardeal și au făcut-o și românii. Nu au folosit cuvântul nou, dar au folosit cuvântul de emancipați. Când vorbeam de emancipați, toată lumea știa cine erau ei. Că românii nu erau emancipați. Nimeni nu vorbea de român ca fiind populația emancipată, deși teoretic era într-un fel corect. Da? Și ultimul exemplu, din nou, poate colegii mei mai obișnuiți cu arhivele pot să reflecte mai bine decât mine. Dacă nu mă înșel, în reforma din 1864, Bogdan, nu? Reforma agrară, s-a împropietărit țăranii și Cogălnicianu cu Cuza au dizolvat adunarea, cum se numea atunci, adunarea națională sau a dizolvat-o pentru că nu a vrut să aprobe inițial legea, nu-i așa? Dar, dacă nu mă înșel, nu a inclus împropietărirea țiganilor. Și tu poți să mă corectezi dacă greșesc. Deci, imediat după emancipare, procesul de integrare și de asimilare în societatea românească a fost dificil, anevoios și cu foarte puține momente de bucurie pentru populația romă. Petre a dat câteva exemple aici de cei care erau considerați cât de cât capabili de integrare, dar asta nu avea nicio legătură cu integrarea lor în națiunea română. Și aici este elefantul din cameră de care noi trebuie să ne ocupăm. Și public și conceptual, pentru că nu s-a făcut discuția asta, este cât de mult li s-a refuzat și stigmatizarea care a continuat și a început cu 1860, a continuat până ziua de azi, a blocat mereu această asimilare completă în care ei nu sunt doar cetățeni, ci sunt români. Mulțumesc! Mulțumim tare mult, Marius. Sunt multe idei pe care tu le-ai pus în discuție și care merită. Da, mulțumesc, Bogdan, pentru, da. Lovitură de stat, da. Continuă. Da, Bogdan scrie în chat că a fost vorba despre o lovitură de stat la 2 mai 1864. Mulțumim, Bogdan. Și spunea Marius că ai adus în discuție foarte multe
teme importante și cred că merită să, ca în discuțiile următoare să discutăm mai mult despre ele. De exemplu, ideea asta de proces de creare a națiunii române, dar și a celorlalte națiuni din regiune și opoziția dintre romi și aceste națiuni, cum aceste constructe sociale și politice au fost cumva creionate în opoziție cu romii. Apoi, când tu vorbești despre noi maghiari și despre această perioadă din istorie, eu cumva m-am dus înapoi și am făcut o legătură cu momente din istoria Europei care nu sunt legate de romi, dar care urmează un pattern similar și mă refer la ideea de noi creștini. Mai ales în peninsula iberică, această idee care s-a format în jurul evreilor care cumva s-au convertit, dar în egală măsură erau numiți noi creștini, dar măsurile erau opresive și continuau să fie antisemite și rasiste. Și observăm aceste patterns în istorie care leagă cumva aceste sisteme de opresiune, fie că vorbim despre antisemitism sau despre rasismul anti-rom, și ar fi interesant să ne uităm mai mult la aceste similarități și la modul în care sistemele opresive funcționează și au funcționat. Și cred că mă opresc aici ca să avem câteva minute și pentru întrebări. Și aș începe cu un comentariu pe care Delia Grigore l-a făcut pe Facebook. Și Delia vorbește așa, vis-a-vis de ceea ce noi spuneam despre stigmatul etnic și internalizarea stigmatului etnic. Delia vorbește despre o sclavie spirituală a romilor în zilele noastre. Și nu este neapărat o întrebare, este mai mult un comentariu care spune că romii ar trebui să încerce să susțină și abolirea sclaviei spirituale de astăzi. Și aș vrea să văd dacă cineva din unul dintre voi ar dori să comenteze un pic despre ideea asta de sclavie spirituală. Da, ea întreabă ce am putea să facem noi și ce ar trebui să facă statul pentru asta. Da, ideea de sclavie spirituală, nu știu, poate că Delia poate să detalieze un pic mai mult, dar cred că am o idee, Delia, despre... La ce te referi? Cred că una din soluții ar fi aceea de a face cât mai cunoscut fenomenul robiei în școală și nu doar prin intermediul unui studiu de caz la clasa 8-a, pe care profesorul poate sau nu să-l predea elevilor. Și bineînțeles, cred că prin promovarea unor informații ca cea despre Ioana Rudăreasa, da, pe care noi cei care suntem aici așa știm subiectul, este vorba despre o roabă care s-a luptat în instanță pentru libertatea ei într-un proces care a durat mai bine de 10 ani. Sau mă refer la faptul de a construi memoria și de a o transmite, bineînțeles, cu ajutorul instituțiilor abilitate în acest sens, de a o transmite mai departe și de a-i da sensul care să explice și situația romilor din prezent. Mulțumim, Nicu. Alte comentarii vis-a-vis de această întrebare sau merg la întrebarea următoare. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte. Când vorbim despre sclavie spirituală, deja trecem într-o altă dimensiune care nu ține de lumea aceasta vizibilă. Spiritualul este ceva intern.
este ceva intern care ține de felul tău, se manifestă prin felul tău de a relaționa, însă rămâne profund intern. Acolo trebuie să aibă loc schimbarea. Este ceva de tipul unei experiențe religioase, de convertire, în care devii o altă persoană prin modificarea integrală a felului tău de a gândi, a felului tău de a crede, a felului tău de a privi pe ceilalți. Nu sunt lucruri care să... Nu este o formulă care să funcționeze în dreptul tuturor, ci este o experiență personală, este un drum personal de convertire. Mulțumesc! Mulțumim, Petre! Trec la întrebarea următoare. Practic este un comentariu de la colegul nostru Ion Duminică și el spune și citez: anul acesta, pe 21 iulie, se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Vasile Alexandrii. Cum putem descifra noi acum teza acestuia? Și citează de acolo: este un mare păcat, nedreptate, când un popor înrobește alt popor. Totodată este o problemă mai gravă când eliberezi un popor fără să-l pregătești de libertate. Și Ion Duminică ne întreabă ce măsuri urmau să întreprindă autoritățile române ca să pregătească persoanele de etnie romă, foști robi, pentru ca aceștia să se bucure de libertatea lor. Dorește cineva să răspundă? Da, nu... Aș fi dorit poate să-l aud pe Bogdan, care este un mare expert pe lucrurile acestea mai degrabă decât eu, dar dacă nimeni nu spune nimic, aș sugera următorul lucru. După cum s-a văzut din aceste două prezentări ale lui Bogdan și ale lui Petre, cred că discuția este cât de mult s-a dorit să se facă în teorie și cât de puțin s-a făcut în practică. Este, cred că, fără îndoială, oameni precum Alexandrin, Negruții, Cogălnicianu, Rosetti, oameni de la 48, au fost animați de nobile idealuri, vorbind despre libertate, despre emancipare, despre modernitate, un stat român și așa mai departe. Dar viața în realitate este tot timpul mai complicată decât este în teorie și multe dintre eforturile statului român s-au alimentat sau s-au îndreptat mai degrabă către populația majoritară de la început, pentru că trebuia să construiască un stat românesc pentru români cu români. Asta era obiectivul principal. Sigur, dacă se putea face ceva și cu romii, să se facă, dar asta nu era important în momentul în care s-a început discuția propriu-zisă pe ce reforme trebuie introduse. Să nu ne uităm, de exemplu, că Magda menționa pe evrei. Marea dezbatere în anii 1880-1890 după Berlin este încetățenirea evreilor. Deci întreaga cultură românească și întreaga elită politică românească discută până li se aprindeau călcriele despre evrei. Pot evrei să devină români? Și dacă devin, în ce condiții? Deci, dacă ne uităm la anii 1880, asta era dezbaterea. Nu, nimeni nu avea o problemă că ce se întâmple cu acești indivizi care i-am eliberat după 600 de ani, aproape 500 de ani de sclavie. Da? După aceea, de la început, cum am spus, discuția nu trebuie începută cu anii 30-40, trebuie începută cu 1860-70, când romul a fost plasat, cum am spus, la această intersecție dintre social și economic. Este clar că statul român a înțeles foarte bine că romii reprezintă o forță economică și pot fi folosiți așa cum folosiți înainte, când erau robi, puteau să fie folosească, să beneficieze societatea după ei, să devină muncitori, să-și construiască case, să lucreze ca orice om. Deci a fost absolut clar că s-a înțeles acest lucru și ai discuția asta politico-reformistă. Mulți oameni scriu despre coloniile romilor, unde se pot plasa, care dintre ei, dintre grupurile lor sunt mai muncitoare, care nu. Există o discuție întreagă aici, care este foarte importantă, trebuie știută. Și sigur social.
discuția socială despre romi. Ei, nu, cei nomazi erau cei nomazi, dar cei care se sedentarizează și unde locuiesc, la sat, la oraș, în ce condiții. Ai o discuție foarte importantă socială care intersectează discuția medicală și despre sănătate publică și asistență socială, care devine importantă în România. Ce fel de, ce faci cu acești oameni? Sigur, cum funcționează ei ca ființe sociale? Și intersecția dintre natură și cultură. La urmă, asta este marea discuție care se poartă. E romul mai apropiat de natură sau este stare să fie cultivat, să devină om ca ceilalți cetățean, să meargă la școală, să învețe, să stea în bancă, să așa mai departe. Toată intersecția dintre cultură și natură este cea mai importantă într-un fel din punctul nostru de vedere astăzi, pentru că îi vedem efectele negative mai degrabă decât cele pozitive. Că cele pozitive despre discuția economică și socială sunt scoase în evidență de istorici, există o bună literatură despre asta, dar discuția esențială care s-a purtat la intersecția dintre cultură și natură rămâne una problematică. Și Gelu are dreptate să ne întoarcem la Alexandrie și să ne întoarcem la programul pașotist. Cât a rămas el în spațiu ideatic și cât s-a realizat în practică? La nivelul romilor, dar la nivelul întregii societăți românești, în transformare și în devenire modernă. Mulțumesc. Da, dacă aș putea să intervin, să încerc să furnizez un alt răspuns pentru colegul Ion Duminică, este o întrebare foarte interesantă. Însă discuția asupra modalității concrete de emancipare în mai multe sensuri ale termenului, nu doar juridică, ci și economică și la nivel cultural, începe în Moldova în jurul anilor 1830-1835, când o serie de boieri pun concret această problemă. Da, emancipăm din punct de vedere juridic, dar cum vor putea acești oameni care au trăit timp de secole într-o stare de dependență, cum vor face acest salt calitativ către, pe de o parte, contribuabilii statului, și pe de altă parte, într-un viitor nu prea apropiat, vă dați seama, de cetățeni. Și această idee de a pregăti dezrobirea juridică printr-un set de măsuri economice, sociale și culturale își face tot mai rapid cumva drumul în anumite cercuri politice mai degrabă conservatoare, care adoptă o poziție progresivă sau gradualistă. Ei susțin, Alexandrii se pare că favoriza oarecum această poziție, toate că nu era chiar așa de alb și negru, că înainte de a dezrobi juridic sau concomitent cu dezrobirea juridică, romii trebuie pregătiți, trebuie asistați în mod concret pentru a se putea bucura pe deplin de această libertate nou găsită. Fie prin măsuri sociale, fie prin acordarea de loturi de pământ, fire prin un serie de înființarea unor școli, chiar școli profesionale, cum vorbește Gheorghe Asachi în vreme. Dar cu asta termin, trebuie să luăm în considerație un lucru foarte important. În acești ani, 1840-1850, când s-au implementat legile de emancipare, vorbim de un stat moldovenesc și un stat muntean, care era un curs de modernizare. Aceste două state nu erau state providență. Nu erau state care puneau pe primul loc interesele propriilor cetățeni. Încă nu vorbim de un stat providență în această perioadă. Deci ei mai degrabă erau interesați, cel puțin la nivel politic central, în transformarea foștilor robi, mai întâi în sedentarizarea lor și apoi în transformarea lor în contribuabili. Deci drumul lor până a deveni cetățeni a fost mult mai lung și s-a întins pe întregul secol al XIX-lea și pe până la începutul primului război mondial. A fost un drum lung și întortocheat și cu mai multe jaloane. Da. Mulțumim mult, Bogdan. Mai sunt câteva întrebări online. Una este despre reparații sau justiție reparatorie și aș invita-o pe Delia Grigore, care a pus întrebarea să meargă înapoi la întâlnirea noastră din iunie la înregistrare și să vadă partea de discuție despre justiție reparatorie de acolo. Însă aș vrea să închei cu o întrebare care e așa, o întrebare hibrid. Am cumva în combinație întrebările lui Ion Duminică și ale Deliei Grigore.
și ei întreabă dacă este corect să abordăm termenii robia țiganilor sau robia romilor sau sclavia a romilor. Și dacă aveți opinii despre asta, v-aș ruga să luați cuvântul. Din punctul meu de vedere, cred că da, este, bineînțeles, este important ce termen folosim, nu? Robie sau sclavie, robia țiganilor, sclavia romilor. Dar pe de o parte, cred că această discuție poate deveni uneori, cum să zic, sterilă dacă ne temem de a folosi unele cuvinte care, cum să spun, poate că par mai dure sau poate că considerăm că, nu știu, nu sunt, de exemplu, nu sunt atât de cunoscute la nivel general, cum este termenul de robie, pe care dacă îl traducem în engleză, nu avem încă tot decât să-l traducem prin slavery, cred. Adică pentru mine personal nu văd o mare diferență în folosirea acestor termeni, dar pentru că suntem între noi, ca să zic așa, îmi permit să vă spun că, cum să spun, o modalitate de a mă acoperi este aceea de a spune da, în secolul XIX deja se folosea termenul sclavie în documentele de epocă. Și ceea ce mi s-a părut foarte interesant este faptul că am găsit termenul sclavie chiar și într-o transcriere a unui proces. Și asta mi s-a părut mai mișto, pe la 1850 ceva. Așadar, nu, adică nu mai am, cum să spun, temerea asta epistemologică, știi, de a vedea neapărat, nu mai îmi pun problema chiar atât de grav. Și sincer să fiu, câteodată, cum să spun, adică mie personal mi este mai ok să scriu robia romilor, știi, sau depinde de context, dar nu văd așa o mare amenințare, știi, din punct de vedere științific. Eu aș dori să spun că dacă ne-am putea întoarce în timp în secolul XVIII, ar fi absolut normal să ne exprimăm în forma robiei țiganilor, dar în secolul XXI este categoric mai bine să spunem sclavia romilor, pentru că lumea s-a schimbat. Dacă pot să intervin și eu, trebuie să precizăm de la început ce conotații asociem acestor termeni. Vorbim despre o dezbatere identitară sau o dezbatere de tip istoric. Nu trebuie să confundăm terminologia și interesurile din secolul al XIX-lea, când începe să fie popularizat termenul de sclavie, cu terminologia din secolul al XV-lea, de exemplu. Personal prefer să utilizez termenul de robia romilor, deoarece robie este un termen oarecum cu o conotație mai istorică. Dar cum foarte bine a spus și Nicu, sclavie, termenul începe să fie folosit în secolul al XIX-lea și chiar îl avem în Moldova, în actul din 1855 de emancipare a ultimei categorii de robi. Dar dacă aș putea să fac o precizare mai degrabă de natură personală, observăm din analiza acestor texte, îndeosebi a presei moldovenești, că acest termen de sclăvie sau sclavie, ezita puțin în privința ortografiei, este folosit îndeosebi atunci când autorii doreau să condamne moral această instituție. Deci clar, când ei scriau sclăvie, de exemplu cum scrie Mihail Cogălnicianu, el condamna această instituție in toto. Însă el alternează între sclăvie și robie. Probabil atunci când se referă la robie, se referă la o instituție concretă, istorică, din spațiul românesc. Dar acest lucru trebuie analizat în detaliu, trebuie efectuat o analiză cantitativă pentru a vedea
cât de des erau folosiți termenii, ce conotație aveau și mai ales la nivel ideologic. La ce se refereau ei concret când spuneau sclavie, robie? Și în contextul ăsta mie mi se pare interesant și cine folosea termenul. Și asta referitor la ceea ce tu spuneai, Bogdan, vis-a-vis de ce înțeles avea folosirea termenului sclavie sau sclavie. Mi se pare foarte interesant, nu numai în legătură cu termenii aceștia, dar și în legătură cu alți termeni. Holocaustul romilor versus genocidul romilor, antițigănism versus rasism împotriva romilor. Toți termenii ăștia, dincolo de istoria lor, au și foarte multă putere. Cuvintele au putere și este important să vedem în ce contexte sunt folosite, de ce și de cine. Și poate că o să continuăm discuția asta luna viitoare. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Vă mulțumim că ați stat cu noi până la ora. Cât este ceasul în România? Cred că este 9. No. No, seara. Vă așteptăm luna viitoare. Eu sper ca luna viitoare să avem un grup mai mare și să fie alături de noi și Delia Grigore și alți colegi și alte colege. Nicu, dacă vrei să mai spui tu două cuvinte la final, pentru că tu ești organizatorul acestei serii de conferințe, te rog. Și eu vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc tuturor, vreau să mulțumesc în mod special celor care au fost alături de noi cu comentarii și întrebări în seara aceasta. Mulțumim noi, Centrul Național de Cultură a Romilor. Vă mulțumim vouă pentru faptul că susțineți aceste acțiuni ale noastre și, așa cum ai spus și tu, Magda, ne dorim ca în viitor să lărgim formula. Mulțumim mult și ne vedem luna viitoare. Da, un singur lucru trebuie spus, pentru că astăzi s-a întâmplat un lucru extraordinar în Cehia, în Praga. Senatul ceh a aprobat în sfârșit să plătească compensații victimelor sterilizărilor care s-au efectuat împotriva femeilor rome. Și cred că este un moment care este extraordinar de important în lupta noastră globală împotriva rasismului față de romi. Într-adevăr, mulțumim, Marius. Este sigur un pas istoric și sper să învățăm și noi în România din ceea ce s-a întâmplat în Cehia. A fost o luptă de decenii, dar femeile de acolo și activiștii au reușit. Seară faină! Mulțumesc, la fel!